au mașini de lux datorită soților, iubiților sau părinților. Vedetele autohtone știu prețul atunci când e vorba de confortul lor. Pentru orice domnișoară, pentru orice femeie, să ai așa un cadou ca mașină. Este un lucru și util și necesar în viața noastră. Mașina nu știu dacă trebuie să aibă bant și în genere nu prea văd lucrurile care ar trebui să aibă bant. Eu cred că totuși mai important este să ai un colț unde să trăiești al tău decât o mașină luxoasă sau frumoasă. Eu consider că când ești în relație și bărbatul tău poate să cumpere ție mașină, de ce nu? Eu cred că aici depinde deja de perechi și de posibilități. Undeva oricum niște cadouri care vin de la iubit și nu de la soț. Undeva... cred eu, te obligă să fii legat de această persoană. Și asta este foarte bine când ai așa un om care poate să facă așa un cadou scump. Ei, dar și mașinile de lux nu-i scutesc de la amenzi, dacă tot nu au făcut cunoștință cu regulamentul circulației rutiere. Am avut o amendă la volan, dar nu e mare, n-am scos pelicula. Și după ce am avut amendă, am scos-o după. De câte ori am avut... probleme cu poliția, hai să spun așa, niciodată n-am ajuns la documentație. I-a cântat un cântec. Am avut ce ține de regulile de circulație, și, dar mă strădui în ultimul timp să nu încalc, să fiu mai atent, pentru că am observat că și poliția este mai receptivă, mai atentă, de aceea și șoferii se strădui să fie mai atenți.